voi acorda 2 puncte de nominalizare Ginei și 1 punct de nominalizare lui Alin. O punem tot pe Gine. Păi bine. Și dacă rămâne într-una, nu mai este nimeni. Dacă este mai păi încolo... Păi mai e și Alin. Păi da, dacă este mai încolo... Păi da, dar eu nu am să-l pe Alin 2 puncte. Dar nu plânge! Dar nu plânge, că n-am nimic cu niciuna, n-am nimic nici cu Mariana. Nu plânge. Deci chiar n-am nimic cu niciuna de partea mea să rămână toată lumea. Dacă iese Gina acum... Iese sau nu, da. Să zicem că iese. Așa. Data viitoare toată lumea te propune pe tine, da. Deci nu e nicio... Da. Un secret, da? Da. Așa, bun, să zicem că ieși și tu, da. Și după aia mai e una numai în la finală. În finale, da, să desparte un cuplu. A, aici e baiul. Da. Să rămână Gina, ca data viitoare să pun toată lumea tot pe Gina. Și în marea finală să ieși tu. Tu vei intra în cursa de eliminare. Eu vreau să le spun că îmi doresc să rămân. Am stat 11 luni, mai doresc să mai rămân în continuare. Bă, Eugenia, eu când te văd că plângi, îmi vine să te bat. Știai că se întâmplă. Da. Păi atunci nu mai plângi. Că ești cea mai câștigată, câștigătoare acestei competiții. Locul întâi în această săptămână, cu 23%, se află concurentul cu numele Oana. Super. Mă, nu cred. A venit și mi-e viasă. Mă, ești mi-e viasă. Ați bucurat ori pe seara. Păi da. Să rămâna. Vezi, eu te vreau. Păi că da, știu, așa știu, 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 știu ce zici. Să vedem. Dacă te-ai întrebat în zonă, te-ai doar pe tine, la fete. La băieți nu mă făteați, până învățați pe Andrei. Da, și ce? Atât trebuie să înțelegi. Păi și la mine de unde e diferența, dacă doar de acolo? Păi sunt persoane care te susțin doar pe tine, persoane care mă susțin doar pe mine și persoane care ne susțin împreună. Gina, stai mă liniștită. Măcar să ieși în finală, tot la fel. Nu, să dea Dumnezeu. Să nu fii doar o bătălie, vreau să câștig războiul. Ce s-am spus eu aseară? Ți-am zis eu de aseară? V-am spus. Da, fii față cu minte și tu. Doamne, toată lumea spune asta, ce naiba am făcut? Adică să nu te mai cerți, că nu mă, văd... Dar mă cert că vreau eu. Mama lui Laura are dreptate și o vorbi foarte frumos. Are dreptate să nu ne căsătorim? În toate privințele.